Aveam un papagal care se numea Gâscan și dincolo de relația așa, afectivă la nivelul pe care îl stabilești cu un animal, mai erau două lucruri. Partea comică pe care orice animal o aduce și faptul că mă regăseam în reacțiile pe care el le avea copiindu-mă pe mine, tușa, după care spunea, îmi pare rău, sunt răcit. Prima oară când am mers cu el în colivie la bunica mea dintr-un sat de lângă Făgăraș, l-am scos din colivie, nu îl recunoștea, a făcut două ture așa în jurul camerei în care stăteam, s-a așezat pe umărul unchiului meu și i-a spus la ureche,